poate spune în ce capitol ne aflăm din mărturisirea de credință în studiul nostru în această seară. Da. da. Noua capitol 9 care vizează ce temă. Cu siguranță avem mărturisirea de credință memorată până în acest moment, da, care vizează problema voinței libere, da? Voința liberă sau liberul arbitru sau uh, orice alt termen ați vrea ca să folosiți pentru acest concept. Uh, mărturisirea împarte această temă în uh, cinci subpuncte. Este uh, o secțiune scurtă. Vă, vă, reamintesc, dacă nu sunteți familiarizați cu mărturisirea de credință la 1689, vă recomand acest document. Este disponibil gratuit pe internet. Vă recomand să-l citiți, vă recomand să-l studiați împreună cu noi. Este o bogăție de informații, o bogăție de învățătură biblică și poate fi de folos pentru orice credincios. Am împarte în parte această temă în cinci subpuncte. În primul punct, foarte pe scurt, atinge cumva definiția voinței libere. Iar apoi ne arată patru ipostaze a voinței omului: voința omului în starea lui de inocență, voința omului în starea lui după cădere, voința omului în starea de har, adică odată ce este regenerat și adus într-o stare de har, și apoi voința omului în starea de glorificare, în starea finală a celor. Mântuiți, în cele patru ipostaze care sunt prezentate prin mărturisirea de credință Întâi vrem să privim ceea ce spune despre definiția voinței ca și concept teologic-filosofic Și apoi să privim la aceste ipostaze și sperăm să avem și timp pentru întrebări Pentru că cred că este un subiect foarte greu înțeles de mulți În primul punct se spune felul următor Dumnezeu a înzestrat voința omului cu libertate și putere naturală de a acționa pe baza alegerii. El nu este nici forțat, el adică omul, nu este nici forțat și nici determinat de nicio necesitate intrinsică a, în facerea binelui sau răului. Primul lucru care trebuie ca să-l subliniem despre voința omului prin a încerca să o definim mai bine, este lucrul acesta. Dumnezeu a înzestrat pe om cu voință. Primul lucru care trebuie ca să-l definim corect este faptul că voința omului este ceva care ni s-a dat de la Dumnezeu. Este ceva cu care am fost înzestrați din partea lui Dumnezeu. Este un pericol fatal să consider că voința ta, voința umană, ar fi ceva necesar. Odată ce ești un om cu voință, ești un om rațional, câteodată ai impresia asta că n-ar putea ca să fie decât așa. Dar primul adevăr care trebuie să-l înțelegem este că voința aceasta a fost dată omului de Dumnezeu, de Creatorul Său. Puteam fi creați fără voință. Puteai fi un bolovan. Nu era nicio problemă, să fie foarte clar. Dacă Dumnezeu te crea un bolovan. Puteai fi un robot. Puteai fi un robot foarte inteligent. Nu era necesar, nu există o condiție undeva de la sine stătătoare pentru care trebuie ca să ai voință. Dacă ai voință, dacă poți lua decizii, dacă ai rațiune, dacă. Ești o ființă volițională este pentru că Dumnezeu te-a creat și te-a înzestrat cu această capacitate, cu această libertate și putere naturală de a lua decizii și de a acționa în baza acelor decizii. Omul a fost creat o făptură și a fost înzestrat cu voință. Este o făptură volițională. Dumnezeu a înzestrat pe om cu libertatea și puterea de a lua decizii și a acționa în baza acelor decizii. Și îmi se spune în mărturisirea de credință că această capacitate a voinței este una neutră. Și subliniez capacitatea voinței este neutră și o să vedem imediat ce înseamnă lucrul acesta. Ni se spune în felul următor, el nu este nici forțat, și nici determinat de nicio necesitate intrinsică în facerea binelui sau răului, prin faptul că a fost înzestrat cu voință, cu capacitatea voinței, nu există uh, o forțare sau o condiționare înspre bine sau înspre rău, și uh, clar că se referă la voința în starea ei incipientă, în starea ei um, inocentă. Altfel spus, voința omului, ca și capacitate, nu îl determină pe om să facă ceva, ci doar îi dă posibilitatea sau aptitudinea, îi dă capacitatea să decidă și să ia acțiuni. Nu există o necesitate care provine din capacitatea voinței ca să facă bine sau rău. Voința în sine este o capacitate cu care omul a fost, a fost înzestrat. Să folosim un exemplu care s-ar putea să ne ajute să înțelegem puțin distinția. Dacă eu îți dau, de exemplu, o sumă de bani, o sumă de bani care, să zicem, nu dispui de ea în această seară, acea sumă de bani îți conferă, te înzestrează cu o capacitate de a face ceva cu ei. Poți face bine sau poți face rău, poți păcătui cu banii aceia sau poți face o faptă bună. Pentru că acum ai capacitatea financiară. Ca să faci ceva. Ai capacitatea financiară să cumperi ceva. Ai capacitatea financiară să dai niște bani la cineva. Dar acea capacitate nu te condiționează prin simplul fapt că -i ai acei bani de a face ceva cu ei, bine sau rău. Banii nu te cauzează să faci ceva. Nu te obligă să faci ceva bine sau rău. Banii aceia care i-ai primit, cu care ai fost înzestrat, îți dau o capacitate, un potențial ca să faci ceva. Și atunci întrebarea este ce te determină să faci ceva. Și evident vorbim despre voința ta, nu despre banii care nu-i vei primi de la mine în această seară. Să fie foarte clar, să nu avem confuzii. Ce te determină ca să faci ceva în legătură cu această capacitate a voinței? Și răspunsul este dorința ta sau dispoziția ta, sau natura ta, din nou putem folosi diferite cuvinte să vorbim despre același concept. Capacitatea voinței, capacitatea volițională este una și determinarea voinței este total altceva. Vă dau un alt tablou care poate vă ajută. Un copac are capacitatea să rodească, să facă fruct. Asta este o capacitate. A copacului. Întrebarea care trebuie să ne opunem este ce determină uh, această capacitate de a face un fel de fruct sau un alt fel de fruct. Exercitarea acestei capacități de a decide și a acționa este determinată, ne spune mărturisirea și cred că logica și filosofia uh, și scriptura ne-ar spune, nu este în mod ultim determinat de factor extern sau nici măcar de capacitatea în sine, de simplu fapt că o ai. Ci este determinată, felul în care ea este manifestată, felul în care ea este folosită, este de dorința, de voința dispoziției, de natura omului. La fel cum pomul de mere face mere și prunul face prune. Deși și pomul de mere și prunul au aceeași capacitate de a face un fruct. De ce unul face măr și unul face prune? Pentru că în natura lui, unul este măr și unul nu este măr. Da? Dar capacitatea de a rodi există în ambii. De asemenea, noi avem capacitatea voinței și felul în care voința este folosită este determinat de natura noastră, este determinat de dorințele noastre, de dispoziția noastră. Înțelegând acest lucru va clarifica pentru noi această problemă a liberei voințe. Pentru că da voința ta este liberă și voința ta și acum este liberă între ghilimele, după cădere. Problema este ce faci cu acea voință, ce determină deciziile care acea voință le ia, ce determină uh, acțiunile care acea capacitate, în care acea capacitate se, angrenează. Și ideea că voința în sine este determinată, determinantă este eronat. Voința este o capacitate de a decide și de a acționa. Factorul decisiv nu stă în voință, nu stă în voință, nu stă în afara persoanei în același timp, ci stă în alt aspect al personalității sau a naturii tale. Hai să privim la voința aceasta, la această libertate, această capacitate cu care am fost înzestrați de la Creatorul nostru să privim la ea în aceste ipostaze diferite, și probabil că pe parcurs va deveni mai clar cum această um, definiție este deosebit de importantă pentru a înțelege ce înseamnă că avem uh, o voință și că ea este liberă, și ce înseamnă că este liberă. În prima ipostază, mărturisirea ne prezintă ne prezintă voința noastră în starea ei inocentă. Și ne spune în felul următor: în starea sa de inocență inițială, omul a avut libertatea și puterea de a dori și de a face ceea ce era bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu, însă el, adică omul, a fost instabil. Cuvântul nu-mi place, mi se pare furat de mărturisirea de credință a baptișilor din România omul este supus schimbării sau ar fi poate o expresie mai bună, însă el a fost supus schimbării sau instabil, astfel încât a căzut din această stare. În prima fază ni se arată că omul în starea lui inițială era în această stare în care avea această capacitate, această voință și voința aceasta era liberă, de a dori și de a face ceea ce era bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Augustin spunea că omul, în starea lui inițială, avea două caracteristici în legătură cu voința lui și le descrie în felul următor. Pe de o parte, spune că omul avea pose pe abilitatea de a păcătui. Pe de altă parte, un alt termen în latină, Augustin spunea omul avea pose non pe abilitatea de a nu păcătui era într-un fel la propriu în furca adamic. Cu aceste două posibilități și cu abilitatea, cu capacitatea de a face ori una, ori alta. Însă ne spune mărturisirea, omul a fost instabil, supus schimbării, cu posibilitate de schimbare, încât a căzut, a căzut din această stare. Traducerea mi se pare un pic... Uh, Eronată și aici, pentru că 169, 1689, de fapt, spune: Omul a fost instabil sau supus schimbării, încât să cadă. Nu încât a putut să cadă sau încât a căzut, încât să cadă. De aceea a fost creat așa. Dacă Dumnezeu vrea ca omul să nu cadă, îl făcea fără capacitatea de a decide sau fără capacitatea de a cădea. Și vom discuta despre capacitatea asta de a experimenta schimbarea. Aceste două potențialități de a păcătui, abilitatea de a păcătui și abilitatea de a nu păcătui, aceste două posibilități implică posibilitatea schimbării și schimbarea aceasta s-a produs atunci când omul a păcătuit, a ales să nu asculte de Dumnezeu și întrebarea care trebuie să ne punem este de ce a ales aceasta? am stabilit deja că a putut să aleagă, că a avut capacitatea, a fost înzestrat cu capacitatea de a alege, dar întrebarea este de ce a ales așa? Ce l-a împins într-un fel să, sau l-a determinat să aleagă așa? În Geneza 3 6 avem versetul în care ni se arată momentul în care această decizie este luată de Eva și ni se spune în felul următor. Când a văzut că rodul pomului era bun de mâncat, plăcut la înfățișare și de dorit să facă pe cineva înțelept. Femeia a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Subliniați mental sau cu pixul dacă vreți câteva sintagme din acest verset. A văzut, se referă la faptul că a apreciat fructul respectiv a luat o judecată că are anumite calități care sunt de dorit. Cu siguranță mai văzut fructe de genul sau a văzut acel fruct, dar de data aceasta l-a văzut, l-a văzut că rodul pomului era bun de mâncat. Ce nu era bun de mâncat înainte? că am mai trecut pe lângă el? Dar de data aceasta ceva s-a întâmplat. A văzut, a apreciat și ni se spune că I s-a părut plăcut la înfățișare și de dorit. Toate acestea implică judecăți, implică o dispoziție față de acel obiect, față de ceva. Astfel spus, Eva a avut o dorință, o dispoziție pentru acel fruct și nu numai, pentru tot ceea ce reprezintă. Acel fruct și pentru tot ceea ce reprezintă mâncarea, gustarea din el Iacov 1 cu 14 ne spune în felul următor ci Fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit Voința păcătoasă, adică a decide și a acționa în mod păcătos Să produce atunci când factorii externi se aliniază cu cei interni când posibilitatea de a păcătui ispita, da, vine ispita extern, ai o posibilitate. De cele mai multe ori, cei mai mulți oameni nu păcătuiesc pentru că n-au posibilitatea, Da? Sunt foarte mulți bărbați care ar curvi foarte mult dacă ar avea posibilitatea. Nu vrea nimeni să culce cu ei. Sau nu-și permit banii, pur și simplu. Da? De aia nu curvesc mai mult. N-au posibilitate, nu se prezintă oportunitatea, pentru că sfinți, să fie foarte clar. Dar când posibilitatea externă, împreună cu dorința de a păcătui intern, se aliniază, se produce păcatul. Voința acționează. Da? Voința nu acționează pentru că sunt factori externi, sunt posibilități de a păcătui. În momentul acesta, în Zalău, sunt nenumărate posibilități ca să păcătuim. Nu este așa? De ce nu păcătuim? Pentru că interiorul nostru, dispoziția noastră, nu este curios de aceste posibilități. Nu avem o dorință înspre ele. Dar sunt acele momente, nu-i așa, când întâmplător spunem noi, posibilitatea, oportunitatea de a păcătui și dispoziția noastră internă să alinează și păcătuim. În trafic, de exemplu, posibilitatea, staie cineva calea, partea lăuntrică, da? Nervii, supărarea, mânia. Domnule, cine să crede asta? Să, chiar pe mine să nu știe cine zic eu. Nu vede ce mașină am. Da? Și păcătuiești. Tu ești ce faci. Te exprimi, te externalizezi. De ce? Pentru că cei doi factori se aliniază. Cel extern și cel intern. De asemenea și într-o exercitare a voinței în sensul pozitiv, se lucrează la fel posibilitatea de a face un lucru bun plus dorința interioară de a face acel lucru bun produc decizia și acțiunea acelui lucru bun. Am putea face experimentul în același fel. Câte posibilități de fapte bune nu există în jurul nostru în această seară? La cât săraci nu am putea merge în această seară să le dăm o franzelă? Avem franzele, dacă nu avem bani să cumpărăm franzele, și nu o să mergem, nu-i așa? nu e trist? De ce? Pentru că nu sunt oportunități? Sunt oportunități. Pentru că nu avem disponibilitatea. Și odată, cândva, mâine, poi, într-o săptămână, într-o lună, se va întâmpla când cele două se aliniază. Va veni o fetiță, un băiețel, la tine la ușă, la mașină sau pe stradă și va spune, nenea, tanti, nu-mi dai un cor se va prezenta oportunitatea și ceva din tine va simți o sensibilitate, o dorință ca să facă acea fapt bună. Și când cele două se alinează, vei acționa în acel, în acel uh, sens. Când femeia a, uh, a avut această ispită exterioară și când în lăuntrul ei, când Eva a avut uh, această uh, posibilitate exterioară, această ispită exterioară și când în lăuntrul ei dorința aceasta s-a manifestat cum exact s-a manifestat de ce s-a manifestat sunt întrebări care mă depășesc și cred că depășesc aproape pe oricine, dar se poate discuta pe larg. Ni se spune că femeia a luat din rodul lui și a mâncat. Odată ce decizia a fost luată, bazat pe dorința ei, trece la acțiune, așa? Așa funcționează voința noastră și cu aceasta am fost înzestrați. Când decidem să facem un lucru, putem să îl punem în acțiune Augustin explică că odată ce omul a păcătuit A pierdut ceva Acel act a produs ceva Și uh, acum nu mai avea omul Această capacitate pose non pecaro Adică abilitatea de a nu păcătui Ce avea doar abilitatea de a Augustin descrie această stare după cădere ca și inabilitatea morală. De ce morală? De ce nu inabilitatea voinței? Pentru că omul nu își pierde capacitatea voinței de a decide și de a acționa. Omul își pierde natura inocentă, care ar putea fi un factor determinant în felul în care decide, în felul în care acționează. Fiecare dintre noi are încă capacitatea de a decide Fiecare dintre noi atunci când decidem lucruri avem capacitatea de a exercita efort pentru a împlini acea decizie Ce nu mai avem este natura inocentă Și aceasta ne aduce la cea de-a doua ipostază a voinței umane Cea după cădere Mărturisirea ne spune în felul următor Prin căderea în starea de păcat Întreaga rasă umană a pierdut complet întreaga abilitate a voinței de a face orice lucru bun din punct de vedere spiritual care să însoțească mântuirea. În starea noastră naturală, suntem cu totul împotrivitori binelui spiritual și morți în păcat. Noi nu suntem capabili, prin propria noastră tărie, să ne convertim singuri sau chiar să ne pregătim cumva pe noi înșine pentru. Convertire. Primul lucru care trebuie să-l subliniem este că această schimbare care se produce, această daună care se produce, se produce peste întreaga rasă umană. Nu uh, revizităm acum problema imputării și a transmiterii păcatului, dar este important să subliniem că toată omenirea este afectată de cădere și de efectele căderii și felul în care se raportează la voința umană. Și ce s-a întâmplat? Toată omenirea, fiecare om, fiecare om, în starea lui naturală, exceptăm aici pe Domnul Iisus Hristos, care, deși era în totalitate om, s-a născut în mod supranatural, a pierdut complet întreaga abilitate a voinței. Și ne focalizăm pe această frază ca să vedem după aia exact ce aspect al voinței este afectat. Ceea ce s-a pierdut... S-a pierdut complet. Asta e primul lucru care ni se spune. Nu s-a pierdut parțial, s-a pierdut complet. Și ceea ce s-a pierdut, ne spune mărturisirea, ține de o abilitate a voinței, nu de voință în sine. Nu este voința în sine pierdută, dar, datorită daunei, există ceva ce voința nu mai are, ce voința nu mai poate face. Și mărturisirea descrie acest ceva în felul următor de a face orice lucru bun din punct de vedere spiritual care să însoțească mântuirea. Omul nu pierde posibilitatea de a face ceva bun vreodată în sensul de a uh, lua vreodată o decizie bună sau de a face vreun act moral, ci din punct de vedere spiritual nu mai are această capacitate uh, nu mai are această capacitate cu toate că are voință. Nu mai are pentru că toate facultățile lui, gândirea lui, sentimentele lui sunt acum, după cădere, mânjite de păcat. Nu se mai află într-o stare de inocență. Săptămânile care au trecut, am forat un puț la adâncime mare. Nu eu personal, nu m-ați cred dacă vă spune că eu l-am forat, la 160 de metri. Au venit niște oameni cu utilaje, cu scule specializate și au forat un puț foarte, foarte adânc. Și acest Puț a fost înzestrat cu anumite capacități, datorită unei conducte specializate care a fost uh, pus în el la adâncime, datorită unei pompe de apă care are capacitatea de a scoate apă din acest izvor. Să numim această capacitate o capacitate a voinței. Acum, dacă izvorul din care vine apa ar fi, printr-un act oarecare, malefic, otrăvit. Cineva ar otrăvi acest izvor de apă. Ar funcționa țiava în continuare, pompa ar funcționa în continuare și ar ieși prin această aparatură, prin această instalație, apă în continuare. Dar ce calitate ar avea acea apă care ieșe prin această instalație? O trăvită. De asemenea, nu aparatura voinței a fost afectată în mod total, ci izvorul voinței. Ceea ce voința face, ceea ce voința vrea, ceea ce determină voința, a fost afectat, a fost dăunat total. Mărturisirea ne explică că binele spiritual este cel mai bine înțeles atunci când îl legăm și este legat de conceptul mântuirii. Ce este mântuirea? Într-un sens, mântuirea este a fi mântuit, a fi salvat de mânia și de judecata lui Dumnezeu. Dar cum se petrece această salvare? Se petrece această salvare pentru că suntem condamnați, că suntem într-o stare, într-o poziție necorespunzătoare față de Dumnezeu și mântuirea noastră se petrece fiind puși într-o stare corespunzătoare față de Dumnezeu, ca să nu mai aibă un motiv să-și reverse mânia peste noi. Dacă căderea a fost o schimbare a relației noastre cu Dumnezeu, pe de o parte, a poziției noastre, Adam era inocent și era într-o relație, într-o părtășie perfectă cu Dumnezeu, iar după cădere, acea relație se uh, schimbă, nu mai este într-o poziție corectă, corespunzătoare cu Dumnezeu. În același timp, căderea a fost o schimbare nu doar a poziției omului înaintea lui Dumnezeu, ci și a dispoziției omului față de Dumnezeu, față de tot ceea ce reprezintă Dumnezeu, atunci, dacă asta este căderea, mântuirea este de asemenea o schimbare în relația noastră cu Dumnezeu, în poziția noastră față de Dumnezeu, asta este justificarea noastră, suntem declarați sfinți, iertați, nu mai suntem dușmani. Cum? Prin decretul lui Dumnezeu despre noi, asupra noastră, în virtutea morții Domnului Iisus Hristos. Dar nu este doar atât. Este și o schimbare a dispoziției noastre, a naturii noastre față de Dumnezeu și față de tot ceea ce este din Dumnezeu. Asta este regenerarea. Mântuirea este o salvare, o mântuire de la judecată prin o schimbare de poziție și prin o schimbare de dispoziție, prin justificare și prin regenerare. Ca să realizezi un bine spiritual, trebuie să fii într-o relație corectă cu Dumnezeu, să fii poziționat corect față de Dumnezeu, de aceea Biblia spune, fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice ai încercat ca să faci, dacă nu te afli într-o relație corectă cu Dumnezeu, este irrelevant. Este irrelevant. Tu rămâi un condamnat, oricât de bun ai încercat să fii și chiar dacă ai realizat anumite lucruri morale. Trebuie ca să fii pentru a realiza un bine spiritual într-o relație corectă cu Dumnezeu, să fii poziționat corect față de Dumnezeu și în același timp trebuie să ai o dispoziție corectă. Trebuie să ai o dispoziție sfântă, o dispoziție dreaptă. Vedeți, omul căzut în păcat nu mai are pe ambele. Ca atare nu poate să vârși binele spiritual care, însoșe, care însoțește mântuirea, pentru că nu se află în relația corespunzătoare, nu are poziția necesară și pentru că nu are dispoziția necesară. Cum arată această inabilitate morală despre care ne vorbește Scriptura? Scriptura o mai numește o moarte în păcat sau o moarte spirituală. Efeseni capitolul 2 descrie pentru noi această stare. Ne spune că noi eram morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați, deci suntem morți în păcat, dar suntem activi în mortăciunea noastră, în care trăiați odinoare Și uitați felul în care descrie trăirea noastră în moartea aceasta a păcatului ca și acte de voință, urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii Văzduhului, care lucrează acum în ființa ascultării. Noi toți am trăit-o din oare între ei, împlinind poftele firii noastre, punând voința noastră, capacitatea de a decide și de a acționa la lucru pentru a împlini poftele firii, urmând dorințele și gândurile firii. Toate sunt sintagme care denotă voința noastră în activitate. Și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Ce poate face omul? În această stare să se mântuie de această stare, să scape de această stare, mărturisirea ne spune în felul următor. Noi nu suntem capabili, prin propria noastră tărie, să ne convertim, să ne mântuim, să ne aducem la credință, să ne naștem din nou. Puteți spune tot ceea ce înseamnă uh, procesul mântuirii, de la actul punctual de justificare prin credință și tot ceea ce decurge de acolo în acest cuvânt converti. Nu suntem capabili prin propria noastră tărie să ne convertim singuri sau chiar să ne pregătim cumva pe noi înșine pentru convertire. Altfel, sus nu poți face nimic. În mod eficient, nu poți face nimic. Și atunci întrebăm și noi, ca cei din Luca 18 cu 26, atunci cine poate fi mântuit? Cine poate fi mântuit dacă suntem morți în păcatele noastre, dacă nu putem ca să uh, scăpăm de natura noastră păcătoasă, dacă nu ne putem pregăti într-un fel, dacă nu putem ca să uh, muncim, să. după 27 din Luca 18 ne spune ceea ce este imposibil. Pentru oameni. Imposibil pentru oameni este cu putință pentru Dumnezeu. Mântuirea este imposibilă pentru oameni. Nu este grea, nu este dificilă, este imposibilă pentru oameni, dar este cu putință pentru Dumnezeu. De aceea, FSN 2 continuă în felul acesta și v-am spus că aceste două cuvinte pentru mine sumarizează toată Evanghelia, dar Dumnezeu. Noi eram morți în păcat. Noi eram în incapacitate de a face orice lucru spiritual, orice lucru pentru mântuirea noastră. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare datorie, datorită dragostei lui mari, cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Subliniați felul în care această frază, ne-a adus la viață. Indică. Starea noastră pasivă în această realitate. Noi am fost aduși la viață, noi am fost înviați, ne-am conlucrat cu Dumnezeu în învierea noastră, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești. În Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate în nemărginta bogăția harului său, în bunătatea sa față de noi, în Hristos Isus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui. Și îmi place cum traduce netereu aici: creați! Creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În Tit, capitolul 3, de la 4 la 5, Apostolul Pavel spune în felul următor, în felul următor dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În starea aceasta, voința noastră este afectată, este dăunată total prin faptul că nu mai avem natura corespunzătoare care să producă binele spiritual. Nu avem relația cu Dumnezeu, poziția cu Dumnezeu și nu mai avem dispoziția duhovnicească de care avem nevoie. Și din această stare, niciun om nu are scăpare prin propriile lui fapte, prin propriile lui zbateri, dar Dumnezeu mântuie oameni ca să-și arate bunătatea lui și harul lui nemărginit. Întoarea ipostază în care mărturisirea ne arată voința umană este starea de har. Atunci când Dumnezeu convertește păcătosul, spune mărturisirea, Primul lucru care trebuie ca să subliniem despre această stare și voința noastră este, din nou, că Dumnezeu este Cel care convertește păcătosul. Dumnezeu este Cel care naște din nou. Dumnezeu este Cel care dă credință. Dumnezeu este Cel care face tot ceea ce ține de mântuire. Asta nu înseamnă că tu nu crezi, asta nu înseamnă că tu nu te pocăiești. Toate lucrurile acestea sunt realități. Când ai o voință nouă, când ai o natură nouă, da? Când ai viață spirituală, tu trăiești, tu simți, tu dorești lucrurile acelea, dar le dorești pentru că ele au fost implementate în tine, ele ți s-au dat, ai fost înzestrat cu ele, cu acea natură. Dumnezeu este cel care convertește păcătosul și îl transferă în starea de har. El îl eliberează din sclavia naturată, naturală a păcatului. Asta este felul în care Dumnezeu ne transferă dintr-o stare în alta. Coloseni 1 cu 13 ne spune în felul următor. El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a adus în împărăția fiului său iubit. Există un transfer care se face atunci când Dumnezeu ne mântuie. Roman 6, de la 17 la 18, ne spune în felul următor. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robe ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai nebrihănirii. Există o schimbare, un transfer radical care îl produce Dumnezeu. De asemenea ne spune mărturisirea că este doar prin acest har al lui Dumnezeu că omul este făcut în mod necondiționat capabil să dorească și să facă ceea ce este bine din punct de vedere spiritual. Este doar prin Harul lui Dumnezeu că suntem capabili ca să facem binele. Vă amintesc de Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12 la 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, și cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu, și acum vorbim despre oameni care sunt mântuiți, despre oameni care sunt în credință, despre oameni care Apostolul Pavel îi îndeamnă să lupte în continuare. Și spune căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Atunci când voința ta, ca și om născut din nou, Acționează înspre bine spiritual înspre bine duhovnicesc Nu este un merit al tău Nu este ceva care ai făcut pentru că tu te-ai strofocat Nu înseamnă că nu trebuie să ne luptăm nu înseamnă că nu trebuie să muncim Dar în cele din urmă este un har al lui Dumnezeu care lucrează și voință Și înfăptuire care aliniază În viața ta Și factorii externi aducând posibilități în viața ta Și factorii interni Aplecând voința ta, inima ta asupra lucrurilor duhovnicești. De ce păcătuim atunci, dacă suntem în această nouă stare și dacă Dumnezeu lucrează în felul acesta? Mărturisirea ne spune, cu toate acestea, datorită corupției care rămâne încă în oameni, aceștia nu își doresc în mod perfect și nici exclusiv, adică își doresc și rău, ceea ce este bine și își pot și dori ceea ce este rău. Apostolul Pavel descrie această stare în uh, Roman, capitolul 7, de la versetul 14, când spune în felul următor Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Cum mărturisește prin aceasta? Pentru că dacă nu vrea să facă lucrul acesta, face o judecată, spune lucrul acesta este rău. Da? Și în alte părți se spune, tu care spui că un lucru este rău, îl faci și te condamni singur. Și atunci nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și nu adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată că fac. Și dacă ce nu vreau să fac. Și, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când uh, vreau să fac binele, răul stă lipit de mine fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru, astfel dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Deși suntem mântuiți, deși suntem eliberați de subrobia păcatului, încă suntem pentru o vreme în aceste trupuri păcătoase. Încă trebuie să ne zbatem împotriva firii. Există o luptă care ni se descrie în Sfânta Scriptură între ce este firesc și ce este duhovnicesc. John Piper la un moment dat descrie acest fenomen ca și o schizofrenie sfântă în care cumva avem două naturi care sunt în bătaie, în, într-o luptă, una împotriva uh, ceilalte. Ce se petrece la nașterea din nou? La nașterea din nou nu devii o persoană nouă în sensul că nu mai ești Mihai, te trezești și gata, nu mai ești Mihai, ești Robert, ești Cristi. Nu. nu. Rămâi tot Mihai, dar primești o natură nouă. Natura ta este, um, este schimbată. Ce se întâmplă cu firea? Ea este răstignită într-adevăr, nu mai ești sub robia ei, nu mai ești, nu mai ai vreo datorie față de păcat, dar ea încă rămâne prezentă. Și firia luptă împotriva naturii duhovnicești și natura duhovnicească cu ajutorul Duhului Sfânt trebuie să răstignească firea în mod constant și această bătălie este constantă. Și de aceea, chiar și credincioșii care au capacitatea de a face binele, care au capacitatea uh, de a asculta de Duhul lui Dumnezeu, care, uh, sunt, care au lucrarea Duhului sunt în viața lor. De multe ori, poate prea des, cad pradă firii pământești. Și ne aflăm ascultând de fire. Ne aflăm păcătuind și Duhul vine și ne șoptește și ne pocăim și după aia iară mai... Păcătuim. Există o luptă continuă și progresivă care trebuie să se poarte și această luptă nu se termină până când vom ajunge în faza finală, în faza glorificării noastre. Și aceasta este ultima ipostază în care vom privi voința umană. Această voință, spune mărturisirea, această voință omului va fi făcută perfectă și liberă în mod permanent de a face doar binele numai când vom fi în starea de glorie. Am început cu o voință care se afla într-o stare oarecare de neutralitate, dar cu posibilitatea de schimbare. Apoi, rețineți prin cădere, voința noastră, deși activă, deși rămâne reală, deși rămâne liberă în sensul că are capacitate, este într-o inabilitate morală pentru că natura noastră este decăzută. Izvorul care trebuie ca să curgă prin aparatura aceasta voinței este acum otrăvit. Prin regenerare am văzut apoi că Dumnezeu ne dă o nouă natură. Acum există o nouă forță internă asupra voinței noastre și suntem din noi liberi și capabili să facem binele spiritual dar în un mod perfect, pentru că firea luptă împotriva Duhului. Și avem și capacitatea, cu voința noastră, care este doar o capacitate, practic, să facem și răul și deseori, din păcate, facem și aceasta. În final, prin glorificare, vom fi aduși într-o altă stare. Și starea aceasta este perfectă și liberă de a face doar bine. Și în același timp, este o stare în mod permanent, spune mărturisirea. Pentru, cel mai, uh, pentru cea mai lungă vreme aveam această dilemă care mă frământa foarte mult. De ce toată drama aceasta a creației, a căderii în păcat, a răscumpărării prin jertfei Domnului Isus Hristos doar să fim aduși înapoi în starea inițială din grădina Edenului? Mi se părea total ilogic și ineficient. Atâta dramă, atâta suferință, ca să fiu adus înapoi de unde am plecat. Dar lucrul minunat este că nu vom fi puși înapoi în starea inițială, ci într-o stare total superioară de cea inițială din Grădina Edenului, într-o stare de glorificare. Nu doar că nu vom mai avea vreo înclinație păcătoasă, nu doar că vom fi cu adevărat liberi să ascultăm de Dumnezeu în mod desăvârșit, dar nu va mai exista posibilitatea de schimbare vreodată. Nu vom mai putea cădea cum a căzut Adam. Nu vom mai putea păcătui. Vom rămâne în această stare de săvârșită pentru totdeauna. Vom fi liberi să facem doar binele. De unde rezultă această stare imoabilă, fără schimbare, a glorificării? De ce este ea justificată? Adam, am văzut, a fost inocent, dar instabil. A fost um, supus schimbării. Iar noi, ca și urmașii lui, odată ce el a păcătuit, am moștenit acea natură. Păcătoasă, pe de-o și în continuare supusă schimbării. Suntem într-o schimbare constantă numită moartea. Murim în fiecare zi ce îmbătrânim. Dar noua natură nu este ca și natura lui Adam în totalitate. Nu se bazează pe natura lui Adam, ci se bazează pe Hristos. Cum este Hristos? Hristos este sfânt. Și Hristos este fără schimbare. Hristos nu se va schimba vreodată. Hristos nu are posibilitatea de cădere. Hristos nu are posibilitatea de a degenera într-un fel, de a își schimba părerea. Hristos este Dumnezeu. Noi nu am fost răscumpărați ca să fim din noi copiii lui Adam, ce am fost răscumpărați ca să fim părtași naturii dumnezeiești, copii al lui Dumnezeu. Noi suntem răscumpărați prin noul Adam Hristos și avem parte de o nouă stare în noul Adam și anume glorificarea. O stare de sfințenie perfectă, o stare de sfințenie imuabilă. Și acum drama răscumpărării pare mai mult decât doar eficientă și logică, pare glorioasă. Hristos nu a murit pentru mine doar ca să-mi dea ceea ce am pierdut în grădina Edenului. Hristos a murit să-mi dea ceea ce n-am avut vreodată. Și nu puteam avea vreodată fără El. Viață veșnică. Sfințenie veșnică, fără pericol de cădere, fără frică de a păcătui, fără posibilitate de a încălca legea lui Dumnezeu. Libertate adevărată. Teologii numesc această libertate în starea de glorificare, libertate regală. Pentru că o primim de la regele nostru, Domnul nostru Isus Hristos. Ca atare, drama aceasta a creației, căderii, răscumpărării, și consumării, glorificării, nu este să ne ducă înapoi la paradisul care l-am pierdut, ci să ne ducă în cer la ceea ce n-am avut niciodată. În prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie, fără posibilitate, fără frică de cădere, de păcat sau de orice schimbare, ci doar o veșnicie de bucurie în prezența lui Dumnezeu. Ce minunat! Ce glorios planul lui Dumnezeu! Ca să lucreze această realitate pentru copiii săi prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.